Înainte să începem, vă rog să țineți cont că acest videoclip a fost înregistrat pe data de 13 februarie, iar datele se schimbă de la o zi la alta. Din ce în ce mai mulți oameni sunt infectați pe măsură ce coronavirusul din Wuhan, China, continuă să se răspândească pe tot globul, iar unele persoane infectate mor din această cauză. În timp ce înregistrez acest videoclip, se știe că 900 de oameni au murit și mai mult de 40.000 sunt infectați numai în China. Dar ce se va întâmpla, de fapt, cu corpul tău dacă contractezi coronavirus? Înainte să începem, vrem să fie clar că intenția acestui videoclip nu e de a răspândi frica printre oameni sau să dramatizăm severitatea coronavirusului. Nu vom comenta despre amenințarea la nivel global pentru că această informație se schimbă constant în timp ce experții monitorizează răspândirea sa, însă vom vorbi despre modul în care corpul este infectat de coronavirus, ce face în interiorul tău, care sunt simptomele sale, cum se răspândește, cum îl combate corpul tău sau de ce câteodată provoacă decesul. Coronaviridele, așa cum mai sunt numite, sunt de fapt o întreagă familie de virusuri care afectează mamiferele și păsările. SARS sau sindromul respirator acut sever este de asemenea un coronavirus. Virusurile sunt destul de interesante pentru că nu sunt considerate ființe vii, dar totodată dispun de material genetic aflându-se la intersecția dintre viu și neviu. Nu sunt alcătuite din celule, dar au abilitatea de a se multiplica, numai că într-un alt mod decât alte organisme vii și sunt de fapt mult, mult mai mici decât celulele obișnuite. Pentru a contracta coronavirusul, trebuie să iei contact direct cu acesta, fie prin respirarea aerului unei persoane infectate, printr-o strângere de mână sau atingând fizic o suprafață pe care deja se află virusul, după care îți atingi gura, nasul sau mănânci fără să te speli pe mâini. Un lucru pe care toate virusurile îl au în comun este că poartă un tip de material genetic, fie ADN, fie ARN. Coronavirusul care afectează acum China este purtător de ARN sau acid ribonucleic, care deține toată informația necesară de care are nevoie virusul să se multiplice. În cazul coronavirusului, ARN-ul este învăluit de o capsidă elicoidală, care la rândul său este protejată de ceea ce se numește pericapsidă. Arată astfel, ca un emoji al virusurilor, iar acești peri mici de la suprafață sunt foarte importanți pentru ce se întâmplă în continuare. Practic, virusul se leagă de receptorii celulelor cu ajutorul acestor conectori. Te poți gândi la ei ca la o cheie, iar dacă virusul a găsit celule potrivite din speciile potrivite, cheile sale sunt capabile să deschidă lacătul acelor celule. Iar ca rezultat, virusul e capabil să intre în interiorul acestora, de unde are acces la toate mecanismele celulelor. De obicei, aceste mecanisme sunt rezervate pentru propriul tău ADN, care folosește ceva numit ribozomi pentru a crea proteine cu tot felul de funcții care călătoresc prin tot corpul tău, însă coronavirusul piratează sistemul celulelor din organism. Folosește propriul său ARN pentru a ajunge la acești ribozomi și începe să creeze proteinele necesare lui, deci în principiu, celulele tale încep să producă virusuri. La început, creează materialul genetic din care este alcătuit, apoi capsidele și pericapsidele și în cele din urmă devine o mașinărie de produs virusuri. Din această cauză, virusurile sunt adeseori considerate ca fiind neînsuflețite, pentru că nu au un sistem de reproducere. Ele se folosesc de celulele corpului tău pentru a se multiplica. Deci, coronavirusul își introduce instrucțiunile ARN-ului în organismul tău, care la rândul său produce proteine la nesfârșit și în cele din urmă creează milioane de copii identice ale virusului. Acest virus umple celula cu copiile sale, iar în cele din urmă își face drum prin membrană, distrugând celula în timpul acestui proces. Odată ce a ieșit la suprafață, trece la următoarea celulă pentru a repeta acest ciclu la nesfârșit. Corpul tău va simți atunci când celulele încep să moară și va începe să declanșeze un răspuns imunitar. Aceste lucruri sunt ceea ce vor crea simptomele pe care vei începe să le resimți odată ce ești infectat. În cazul coronavirusurilor, aceste simptome includ dureri de cap, secreții nazale, tuse, durere în gât și febră, ceea ce reprezintă o parte din motivul pentru care e atât de greu de identificat și înțeles, pentru că acestea sunt simptome comune. Personalul medical va trebui să efectueze teste de laborator asupra sistemului respirator și a sângelui pentru a înțelege dacă simptomele tale sunt cauzate de coronavirusul din Wuhan. La un individ sănătos, în cele din urmă, sistemul imunitar își va da seama că există un agent străin în corp și va porni un atac. Sistemul imunitar este incredibil de complex, fiind alcătuit dintr-o multitudine de mecanisme de apărare care anihilează invadatorii din organismul tău. Temperatura medie a corpului crește, ceea ce ajută la o funcționare mai bună a sistemului imunitar și totodată devine un mediu ostil pentru virusuri. Organismul tău poate crea mai multă secreție nazală și salivă, ceea ce împiedică virusul să se atașeze de celule și, de asemenea, prin expectorație, elimi agenții patogeni morți și celulele imunitare moarte. Te poți simți slăbit și obosit tot timpul din cauza faptului că organismul tău prioritizează lupta cu acest virus și nu se concentrează pe activitățile tale zilnice. Toate aceste simptome apar din cauza faptului că întreg corpul este forțat să producă mai multe celule albe.
Atunci când coronavirusul este detectat, organismul începe producția de anticorpi, care reprezintă prima barieră defensivă. Acești anticorpi sunt creați de propriul tău ADN. În esență, în ADN din fiecare celulă există secțiuni ale codurilor care conțin instrucțiuni despre cum să creeze diferite sisteme de apărare împotriva virusului contractat. Enzimele din nucleu găsesc secțiunea potrivită a ADN-ului, fac o copie numită ARN mesager, care e trimisă la ribozomul din celule la rândul său, care va citi aceste instrucțiuni și va începe să producă proteine relevante. Cu peste 10 milioane de ribozomi în fiecare celulă, ei devin o fabrică de anticorpi ai corpului care sunt trimiși în exteriorul celulelor pentru a lupta cu virusul. Partea cea mai complicată pentru corpul uman e că răspunsul imunitar nu detectează virusul imediat, deci în esență virusul începe cu un avantaj. Acesta este cauza pentru care corpul tău are nevoie de atât de mult timp pentru a lupta cu un virus, dar în cazul coronavirusurilor, cei cu un sistem imunitar sănătos ar trebui să lupte și să elimine virusul în doar câteva săptămâni. În principal, problemele apar la oamenii care au un sistem imunitar compromis, o problemă comună pentru persoanele în vârstă sau foarte tinere. Acest tip de coronavirus afectează de cele mai multe ori oamenii în vârstă din cauza faptului că, odată ce îmbătrânim, sistemul nostru imunitar devine mai puțin eficient și mai lent. Pe măsură ce virusul se multiplică și celulele continuă să moară, într-o încercare disperată de a-ți salva viața, sistemul tău imunitar se poate supra-solicita. În cele mai grave situații, celulele albe din sânge sunt răspunzătoare pentru producerea unei varietăți de chimicale. Această combinație de celule distruse din cauza virusului și plămâni plini cu fluide întrerupe transportul oxigenului în fluxul sanguin, ceea ce poate duce la sufocare sau cedarea organelor. Totuși, virusul nu e întotdeauna cauza principală a deceselor. Deseori, din cauza sistemului imunitar distras și slăbit, alte organisme, precum bacteriile, profită de corpul slăbit, provocând complicații. Pentru a reitera, cei mai predispuși contractării virusului sunt cei cu un sistem imunitar precar, iar chiar și în cazul de față, numărul celor suferinți este relativ mic. Dacă analizăm mai bine, vom observa că în jur de 40.000 de oameni au murit anul acesta numai în America, din cauza răcelilor banale sau complicațiilor apărute în urma acestora, și peste 1 milion de oameni au murit în urma bolilor de inimă. Pe rețelele de socializare sunt foarte mulți oameni care afirmă că aceste lucruri se întâmplă întotdeauna în China și toată lumea se leagă de tipul alimentelor pe care le consumă chinezii, dar este important să vă amintiți că practicile alimentare din Europa sunt cele care au provocat boala vacii nebune și, de asemenea, consumul de carne în general a creat o mare problemă din cauza rezistenței crescute a virusurilor la antibiotice. Trebuie să ascultăm și să avem încredere în profesioniștii din sectorul sănătății publice. Voi ce credeți? Cât de mulți oameni vor fi afectați de coronavirus? De asemenea, va ajunge acest virus și în țara noastră? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii și, de asemenea, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Astfel, nu veți rata niciun videoclip interesant. Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!